Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip, probabil ultimul clip de prezentare al acestei mașini. Am decis, dacă toți suntem în această zonă frumoasă, dragă mie, să facem aici clipul de prezentare, ultimul clip de prezentare în care vă arăt toate modificările pe care le-a avut mașina aceasta de la început până în prezent. Dar până în alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Da, proiectul este final, aș putea zice, aproape final, ar mai fi rămas unele mici detalii, dar lăsăm viitorul proprietar probabil să le facă dacă simte, gen jante negre, plafon alcantara și așa mai departe. Mici detalii pe care eu nu am apucat să le fac, dar probabil dacă aș fi păstrat mașina, cu siguranță le-aș fi făcut. Haideți să începem cu partea din față, bineînțeles, lăsăm interiorul și spatele pe urmă. În partea din față, cam aici este cea mai mare diferență față de un Serie 6 normal. Avem această bară care mi-a dat foarte multe bătăi de cap la momentul în care am decis să o adaptez. Dacă nu ați văzut clipul în care am adaptat această bară, aveți linkul în descriere. Da, am luat o bară de M6 originală, am mai cumpărat o bară stock de seria 6, de pe care am tăiat prinderile și bineînțeles le-am sudat la cineva care se pricepe foarte, foarte bine în sudură, în plastic, lucrat în fibră și așa mai departe. Și anume la Mihai de la Ghetto Tuning, care a făcut o treabă minunată, bara a ieșit țiplă, nici măcar nu a fost acolo mașina. Eu i-am zis ce vreau și iată că a reușit să adapteze bara la fix, fără niciun luft. Am rămas surprins când am pus bara pe mașină și a venit ca și cum ar fi făcut bara direct cu mașina acolo. Bun, jantele. Avem jantele de la Venom Wheels, semi-forjate, cum s-ar spune, de care sunt foarte, foarte mulțumit. Aveți, bineînțeles, toate linkurile în descrierea acestui clip. Le-am de un an, da, de vara trecută. Nu am avut nicio problemă, s-au comportat foarte, foarte bine. Pot să spun că am experimentat cu ele orice tip de drum, viteză, drifturi și așa mai departe. Fiindcă eu, după cum bine știți, mă bucur de mașinile pe care le-am. Le și întrețin, probabil sunt exagerat în unele momente. Schimb multe piese care nu necesită neapărat schimbate, dar vreau eu să fiu sigur că totul este pus la punct. În momentul în care conduci sportiv, clar, trebuie să fii mai precaut cu absolut orice chestie. Ca și frâne avem niște Zimmerman perforate, sport, cu plăcuțe ate ceramic. Din punctul meu de vedere, cea mai bună combinație, am avut-o și pe F10, frânează super, super bine, chiar și de la viteză, nu am simțit lipsă de frânare vreodată, sincer. Chiar aveam un plan când am cumpărat mașina asta să pot adapta cumva frânele de M5, M6, dar era destul de mare bătaia de cap și după ce am văzut cum frânează cu aceste discuri și plăcuțe, am zis că nu merită, fiindcă se comportă foarte, foarte bine. Trece acum o barcă. Și nu ne aflăm acum, că uite să menționez treaba asta. Unde suntem? Suntem în port. Suntem în portul Constanța, o zonă în care am mai venit, cred că acum 2 ani. Am venit cu F10, le-am mai tras niște poze puțin mai în față. Dar am zis că acesta este un video mai special, să-l fac aici la mare, unde mie îmi place cel mai mult de altfel. Bun, ce mai avem? Să zicem acum de culoare? Hai ei bine, să zicem, pentru că toți suntem la exterior. Da. Culoarea este ceva mai special. E bine, toată lumea mi-a spus de când am pus această culoare că este un simplu portocaliu. Da, probabil pe video se vede un simplu portocaliu, un bronz, ceva de genul, dar în realitate este o total altă culoare. Este o firmă nouă care urmează să intre pe piața din România. Pot spune că am avut în exclusivitate această culoare și încă este. Mie unul îmi place foarte, foarte mult și consider că această culoare caracterizează foarte mult mașina. Este prima culoare satin pe care am avut-o. Avem, bineînțeles, ca de fiecare dată și interioarele făcute. Mașina, după cum bine știți, a fost, este de fapt la bază roșie. Pe urmă a fost făcută verde, pe urmă a avut o grafică cu albastru care a fost destul de controversată, dar mie unul mi-a plăcut foarte mult. Și în continuare consider că a fost o alegere bună la momentul respectiv, până m-am plictisit de culoarea respectivă. Iar ultima culoare este aceasta, acest Cooper Gold, să zic așa. Așa se numește culoarea, Cooper Gold. Plafonul, bineînțeles, a fost colanta negru imediat cum am cumpărat mașina. Foliile pe ea puse, bineînțeles, pe față. În decursul timpului am rămas fără ele, am renunțat să le pun, le punem pe următoarea mașină. Nu prea pot să stau fără folii în mașină și nu este nicio fiță sau ceva de genul. Vara este un disconfort destul de mare să umbli fără folii pe geamuri. Măcar acolo un pic de protecție. Pui niște folii ceramice, măcar ai protecție, chiar dacă ele nu se văd. Bun. PPF pe faruri, pe stopuri. La fel, foliile acestea sunt puse pe mașină de când am cumpărat-o, au un an și jumătate și după cum vedeți sunt impecabile, nu au nicio pietricică sărită și a mers foarte tare cu mașina de-a lungul timpului și încă merg. Da,
avem grilele originale de M6 pe care le-au haterit mulți oameni la început, dar efectiv nu am vrut să le dau jos, fiindcă sunt grilele originale. Cunoscătorii știu că aceste badge-uri nu se dau jos, sunt lipite pe grilele originale, doar pe grilele acelea aftermarket se pot da. Aceasta este o grilă originală de M6 și nu m-am încurcat cu nimic. Mie mi-a plăcut cum arată, chiar dacă mașina nu este și nu a fost un M6. Da, avem un lip din carbon pe care l-am atins recent, dar nu este grav, s-a comportat oricum foarte bine pe unde am mers cu mașina. Repet, dacă știi să mergi cu o mașină joasă, nu vei avea probleme. Când am cumpărat bara de M6, grilele nu erau, am cumpărat bara fără grile. Le-am comandat pe original, sunt grile originale de M6. Au costat ceva, dar bineînțeles merită o M. Păi ce să zic, cam atât pe partea din față. Ca suspensie avem un D2 Racing Street, de care, repet, am fost foarte mulțumit de-a lungul timpului. Le îmbină pe toate, și sportivitate și confort. Are setări atât pe duritate cât și pe înălțime. Am reușit să o reglez în așa fel încât mașina nu este nici foarte rigidă, nici barcă, să zicem așa, adică stă foarte bine în curbe la viteză. Am mers cu mașina limită, știu unde e limita ei și stă foarte, foarte bine. Ai oricum 36 de nivele de reglaj pe această suspensie, imposibil să nu găsești un mod care să-ți placă. La fel și pe înălțime, am reușit să o reglez perfect încât să nu atingi nimic de pe stradă. Acum la rampe și la obstacole de genul, trebuie să fii puțin atent, trebuie să mergi mai ușor, mai în diagonală. Cei care au mașini joase știu despre ce vorbesc. Pe lateral avem aceste extensii de praguri, niște extensii simple. Deci nu am investit în extensiile de praguri, fiindcă asta este prima zonă pe care o atingi atunci când treci peste un delimitator, ceva de genul. Nu am investit în niște praguri de carbon, fiindcă știam sigur că le voi zgâria. Acestea arată foarte bine, negru glossy, le zgâri, le rup, le spar, sunt foarte ieftine și le găsești la orice oră. Haideți să trecem în partea din spate. Aici este cel mai interesant lucru, și anume difuzorul. Din punctul meu de vedere, este cel mai tare difuzor pe care îl poți pune pe modelul acesta. Este modelul acela Vorsteiner. Da, este destul de scump, dar merită din plin. Aici a fost atins prima dată când am scos mașina din garaj. Dar în rest arată super, super bine. Este carbon real. Avem și difuzorul de M6. Dacă mă gândesc mai bine, o să vă las un link cu tot playlistul modificărilor. Este mai simplu și vedeți acolo fiecare modificare în parte pe care am făcut-o, cum am făcut acest difuzor să pice pe această extensie, aș putea spune, de difuzor din carbon. Avem tipsurile M, care, după cum puteți vedea, sunt puțin prăjite. Da. Dar bineînțeles, asta se datorează temperaturii la care ajung atunci când te dai cu mașina și popsurilor, flăcărilor, fiindcă da, mașina dă și niște flăcări, dar nu putem vedea asta acum, fiindcă este lumină. Dar bineînțeles, o putem auzi și haideți să o și pornim. Dacă tot suntem în partea din spate, haideți să terminăm. Avem și acest eleron, fix același model pe care l-am avut și pe F10, tot din carbon real, care mie unul îmi place extrem, extrem de mult. Și cu siguranță voi căuta întotdeauna un model asemănător pe orice mașină aș avea de acum înainte. Bine, pe orice mașină aș avea, nu aș accepta să nu am carbon, orice tip de carbon, carbon glossy, mat sau forjat. Bun, haideți să pornim mașina, să o ascultăm, iar pe urmă trecem la interior. Deci, după cum puteți vedea, mașina în realitate se aude foarte tare, nu știu cât se aude pe video, știu că nu se aude mare chestie, se aud niște poc-pocuri și atât, da. Dar în realitate se aude tare, mai ales unde își face ecou. Da, haideți să ne uităm puțin și sub capotă, fiindcă am făcut niște elemente interesante pe acolo. Bun, avem aici clasicele bări de rigidizare pe care eu le vopsesc de fiecare dată, fiindcă îmi place foarte, foarte mult cum arată. Eu zic că se îmbină foarte mult acest contrast cu bările galbene, la fel și aceste bări în zona radiatorului. Pe partea de performanțe avem un Stage 2, avem filtru KNN, avem aici charge pipe-ul, avem boost pipe, bine, nu se vede, bineînțeles. Pe partea de evacuare avem downpipe și X-pipe, fiindcă m-a întrebat foarte multă lume de-a lungul timpului. Deci downpipe prima dată, pe urmă avem X-pipe în locul intermediarei, iar finalele sunt la locul lor.
evacuarea este, să zic așa, 70% originală. Ea a avut de fabrică evacuarea M Performance, care se auzea și stoc. După cum puteți vedea, acestea sunt și reglajele suspensiei. Putem regla de această rotiță efectiv ce duritate vrem. Ca putere, mașina a scos ultima dată 375 de cai. Ar fi putut scoate mai mult, oricum mai avem câteva garnituri de schimbat pentru a nu mai exista niciun boost leak pe nicăieri, s-ar putea să mai creștem, dar bineînțeles softul este făcut foarte safe pentru a nu avea probleme de-a lungul timpului. Pops and banks-ul ce este mai agresiv pe această mașină, dar în rest softul este foarte safe, nu am avut nicio problemă. Bine, mașina este și foarte întreținută, schimburi la 6-7000, de se înțelege de ce mașina nu are nicio problemă și nici nu va avea în viitorul apropiat vreo problemă, dacă este întreținută în continuare, cum am întreținut-o eu. Fiindcă la o mașină de genul trebuie să-i oferi ulei la timp, filtre, ulei diferențial și chestii de genul. Mai pică câte o planetară. Sunt niște chestii pe care trebuie să le iei în calcul la o astfel de mașină, mai ales dacă o conduci sportiv. Bun, eu am cumpărat mașina la 73.000 de kilometri, dacă nu mă înșel, 73-75, cam așa, și în prezent are 114.000. Deci am mers ceva cu mașina, m-am bucurat foarte mult de ea, este mașina de suflet, pot să spun că este mașina pe care am iubit-o și o iubesc cel mai mult dintre toate pe care le-am avut până acum. Mi-am dorit și foarte mult seria 6, cam de când a apărut acest model. Bine, eu în loc de E60 am vrut să-mi iau seria 6 E63, deci modelul vechi, ca să înțelegeți cât de mult îmi place seria 6 încă de la vechile modele. Bun, păi haideți să trecem la interior. La interior, din start, începem cu trimurile de carbon, care din punctul meu de vedere schimbă complet mașina. V-am spus, eu am o obsesie cu carbonul în mașină. Îmi place foarte, foarte mult. Deci o mare parte din ambele scaune a fost refăcută la Vivacy Leather cu piele originală, peste tot pe unde era uzată. Bine, la 73.000 de km nu avea ce uzură să aibă, dar eu vedeam acolo, eu sunt foarte obsedat de detaliile acestea mici, iar din cauza asta am decis să schimb unele elemente cu piele originală. Deci avem părțile astea noi, la fel și în partea dreaptă. Acolo este un mic transfer de culoare, fiindcă pielea este foarte pretențioasă, dar de fiecare dată mașina a beneficiat de un detailing la maxim 2 luni, un detailing complet. Are protecție ceramică pe scaune, are protecție pe colant și așa mai departe. Un alt lucru foarte important, care mie unul îmi place foarte, foarte mult la această mașină, este unul dintre lucrurile mele preferate, volanul. Ăsta este volanul. Este volanul cu shifter, făcut custom de centru de volane. Arată foarte, foarte bine. Avem aici diferite setări. Aici putem vedea temperatura apei, cu cât încarcă alternatorul, cât din putere folosește mașina, cât la sută, ce boost ne face, câtă benzină mai avem afișată în procente. Aici avem niște timere pentru circuit și așa mai departe. Cred că atât și cu interiorul. Oricum, butoanele roșii, alea nu se pun. Padelele la acest volan, la fel, sunt foarte mari și foarte comode atunci când schimbi. Adică le simți aici exact cum trebuie. Știți că stoc, majoritatea mașinilor au niște padele mici pe care nu prea le simți atunci când le apeși. Nu, la interior nu am mari modificări. Pentru mine personal, volanul și trimurile sunt lucrurile esențiale la o mașină în interior. Bine, și interiorul, culoarea și așa mai departe. Și cam asta este. Au trecut aproape 2 ani. Gen, dacă aș mai ține mașina până în toamnă, până în septembrie, mașina ar face 2 ani la mine. V-am spus, a petrecut atâta timp cu mine, că a fost mașina mea preferată dintre toate pe care le-am avut până acum și nu am știut cu ce să o schimb ca să îmbine toate aceste lucruri. Bun, păi cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. O să vă las și niște cadre cu mașina stock din primele zile în care am cumpărat, o să vedeți și diferențele. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!